Martiri înflăcări pe drumul național 56A în apropiere de Cujmir. Circulația a fost ieri blocată minute în șir după ce remorca unui tir a fost cuprinsă de flăcări. Mergeam spre Cujmir și stăm de o jumătate de oră, pentru că e un incendiu. Un tir care a luat foc. Tirul transporta material plastic, dar când încărcătura s-a împrăștiat pe șosea, oamenii au intrat în panică pentru că au crezut că este vorba despre amoniac. Când vă zic că luăm foc și se împrăștie pe asfalt, crezi că e azot. V-ați speriat? Totul și plecăr în eu. A avut pană pe dreapta și mi-ar să vă ia pe pană până îi luă foc și luă foc prea la dat pe partea aia. Și atunci când zură alea din el, de-aul, granulele. Fiind material combustibil, a prins imediat. Da. Și atunci văzut că nu poate să-i facă nimic de cu vreo cap. Pompierii au intervenit și au reușit să stingă incendiul fără ca acesta să se extindă. ISU Drobeta a intervenit pe DN56A pentru stingerea unui incendiu izbucnit la remorca unui tir, ce era încărcat din spusele șoferului cu 23 de tone de PVC-ul granulat. Am intervenit cu 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială CBRN și o autospecială pentru muncă operativă. Victime? Nu sunt victime. Abia după ce intervenția pompierilor s-a încheiat și drumul a fost degajat de resturile incendiului, circulația a putut fi reluată. Procurorii ai secției de urmărire penală din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Olt au solicitat arestarea unui tânăr în vârstă de 18 ani din comuna Ștefan cel Mare cu antecedente penale ca urmare a săvârșirii infracțiunilor de tentativă de omor calificat și tentativă de tâlhărie calificată. Ambele fapte au fost comise în perioada în care era minor. În fapt, s-a reținut că în noaptea de 18 spre 19 iunie 2015, inculpatul a pătruns mascat în locuința unei persoane în vârstă de 83 de ani din comuna Ștefan cel Mare, județul Olt, împrejurare în care a agresat-o în scopul de a sustrage sume de bani. Din raportul de expertiză medico-legală a rezultat că victima a prezentat leziuni ce au necesitat pentru vindecare 30-35 de zile de îngrijiri medicale, cu mențiunea că leziunile traumatice i-au pus în primejdie viața, precizează procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Olt a admis propunerea acestei unități de parchet și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile. Inițial, dosarul a fost înregistrat în evidența cauzelor cu autori neidentificați, iar analiza genetică a urmelor prelevate din locuința victimei au pus în evidență profilul genetic al inculpatului. În ultimii 3 ani, 70 de medici tineri au fost angajați la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Reprezentanții unității medicale din Slatina spun că deficitul de doctori a fost eliminat, mai ales că în următorii 2 ani, 30 de rezidenți sunt așteptați să vină să lucreze la cel mai mare spital din județ. La Spitalul Județean de Urgență Slatina nu mai există deficit de medici, problema fiind rezolvată în ultimii ani prin scoaterea repetată la concurs a posturilor vacante. Managerul spitalului, Elena Vișan, a declarat că la acest moment ar mai fi nevoie de un urolog și de 2 medici la laboratorul de analize medicale din spital. Există doar câteva secții unde mai putem vorbi de un deficit de medici. Este vorba de urologie, unde este deja scos un post la concurs. Acest post a mai fost scos odată la concurs, dar nu s-a înscris niciun candidat. Mai avem nevoie de 2 medici la laboratorul de analize medicale din spital. Aceste posturi fiind deja scoase la concurs, ne aflăm în perioada de înscrieri. Una peste alta, nu mai putem vorbi de un deficit de medici la nivelul spitalului slătinean, a spus Elena Vișan pentru Gazeta Nouă. Conducerea celui mai mare spital din județ a anunțat că în următorii 2 ani la Slatina sunt așteptați să vină 30 de medici rezidenți ce își finalizează studiile. La neonatologie nu există o problemă privind numărul de medici, pentru că suntem printre spitalele cu mulți rezidenți ce trebuie să vină pe post. Unii vin de la 1 ianuarie, alții în următorii 2 ani trebuie să ocupe postul. În total, 30 de rezidenți vor veni la Slatina în următorii 2-3 ani, a spus Vișan. Spitalul Slatina transmite anual Direcției de Sănătate Publică Olt numărul posturilor de medici rezidenți de care are nevoie. Pentru că nu mai există deficit de medici, reprezentanții spitalului din Slatina au precizat că au transmis către DSP Olt că mai au nevoie doar de 10 medici în următorii ani. Artiștii plastici din Târgu Jiu au donat peste 11.000 de lei pentru achiziționarea operei Cumințenia Pământului, realizată de sculptorul Constantin Brâncuș. Expoziția de pictură, sculptură și grafică împreună pentru Cumințenia Pământului, realizată de artiștii plastici gorjeni, membri ai filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, s-a bucurat de un real succes. În urma vânzării lucrărilor de artă ale pictorilor locali a fost obținută suma de 11.050 de lei.
care a fost depusă în contul indicat de Ministerul Culturii. Operele donate de artiști au fost achiziționate de reprezentanții ai autorităților publice locale și nu numai. Sculptura cu mințenia pământului a fost achiziționată de Ministerul Culturii de la proprietari contra sumei de 11 milioane de euro. De la bugetul de stat va fi plătită suma de 5 milioane de euro, iar diferența trebuie colectată prin subscripție publică. Doar puțin peste 200 de mii de euro au fost strânși până acum. Întreaga sumă trebuie plătită până în luna septembrie a acestui an. Vremea rămâne caniculară în următoarea perioadă în Oltenia, chiar dacă vom avea parte și de furtuni cu descărcări electrice. La noapte vor fi 20 de grade la Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea și 21 de grade Celsius la Craiova, Filiaș și Caracal. Mâine cerul va fi senin la Drăgășani și Caracal și parțial noros la Craiova, Slatina și Drobeta, Turnu Severin. Se vor înregistra 31 de grade la Râmnicu Vâlcea, 32 la Craiova, 33 la Caracal și 34 de grade Celsius la Calafat și Cetate.